La Cernăuți a fost asaltat edificiul administrației regionale de stat. De dimineața, în fața edificiului administrației regionale, s-a adunat circa 500 de oameni, numărul cărora creștea mereu. Mai întâi a fost spartă ușa din spate, apoi cea centrală. Protestatarii care au încercat să pătrundă în interiorul edificiului au fost opriți de colaboratorii Bercutului. S-a folosit gaz lacrimogen. Câțiva oameni au fost răniți, inclusiv președintele Consiliului Regional, Mihailo Găiniceru. Ora 9:30 dimineața. În fața edificiului administrației regionale de stat Cernăuți s-au adunat câteva sute de protestatari. Am venit să auzim poziția puterii referitoare la vărsările de sânge din Kiev. Acțiunile miliției sunt neoneste. Ea trebuie să-i apere pe oameni, dar situația este diametral opusă. Două luni poporul a răbdat. I-a cerut puterii în mod pașnic să-i vină în întâmpinare. Puterea n-a făcut aceasta, ci a pornit împotriva poporului. Poporul nu mai poate răbda. Paharul s-a umplut de această nedreptate. În interiorul clădirii, unde peste jumătate de oră urma să înceapă sesiunea Consiliului Regional, jurnaliștii și deputații abia au pătruns prin ușile laterale. După ce au intrat aceștia, ușile au fost închise. Protestatarii revoltați au spart ușile, mai întâi cele laterale, apoi cele centrale. În jurul orei 11 la protestatari a ieșit șeful administrației regionale de stat Mihailo Papiev și președintele Consiliului Regional Mihailo Găiniceru. Oamenii au cerut ca ei să scrie cerere de demitere. Nu s-a primit niciun fel de dialog. Funcționarii au refuzat să scrie cererile. Vă rog să vă stăpâniți emoțiile. Doar sesiunea planifică să examineze adoptarea bugetului. Nu voi scrie cerere de demitere. Și funcționarii s-au întors în edificiu. Numărul participanților la meeting a crescut simțitor. Ei au încercat să intre din nou în incinta administrației. Nu le-a permis Bercutul și ostașii ai trupelor de interne. Ei au început să arunce lumânări fumigene și gaz lacrimogen. Celor care au avut de suferit li s-a acordat ajutor pe loc. Unui tânăr i-a sărit în față cioburi de sticlă. Spală fața, ce s-a întâmplat? I-au dat în față cu gaz, trebuie oamenii salvați, spală ochii, este periculos pentru oameni. După un timp oarecare, Papiev a ieșit din nou la protestatari și i-a chemat să nu încalce legea și să ducă la sciziune în țară. Spre ușile administrației a zburat un obiect și l-a lovit în cap pe președintele Consiliului Regional, Mihailo Găiniceru. El a fost dus în interiorul clădirii. Ми чекаємо, поки депутати нарешті приймуть. Pe treptele administrației regionale de stat a apărut un grup de colaboratori ai organelor de drept ca să reacționeze la situație. S-a început o îmbulzeală și miliția s-a dat într-o parte. După un asalt mai îndelungat, participanții la meeting au pătruns în incinta administrației. Activiștii au început tratativele cu miliția și o parte dintre milițieni, lucrători ai administrației și Consiliului Regional, au părăsit încăperea. Restul milițienilor au rămas pentru a transmite împuternicirile noului Consiliul Popular. Între timp au început să repare ușele sparte. În același timp, în interiorul edificiului administrației regionale de stat Cernăuți, deputații au încercat să convoace o sesiune extraordinară.
În pofida asaltului edificiului și cerințelor participanților la meeting de a reacționa la evenimentele politice din stat, deputații din majoritate au insistat să fie examinat bugetul. Însă, după rezistența manifestată de opoziție, sesiunea a fost întreruptă. Guvernatorul Mihailo Papiev a refuzat să-și dea demisia. Să nimerească în sala de ședințe n-au reușit nici deputații poporului, nici deputații din partea opoziției și consilierilor lor. Miliția, folosindu-se de scuturi, nu permitea nimănui să intre sau să iasă din clădirile administrației. Un deputat încerca să iasă. Dați-mi voie să ies. Mulțimea din fața administrației a încercat să participe la sesiune. Văzând că nu li se permite, au trecut la acțiunile radicale. În acel moment, deputații din partea Partidului Regional au făcut o declarație ca oamenii să se oprească. Condamnăm acțiunile extremiste și irresponsabilitatea politicienilor care îi împing pe oameni la confruntare. O astfel de declarație a fost caracterizată de opozanți, întârziată și fără niciun sens. Înțelegeți, nu chiar totul atât de simplu. Această declarație a fost scrisă de voi, deputații din partea Partidului Regiunilor, care nu se bucură de încredere. În coridor, conflictele între ambele părți s-au întețit. Negocierile n-au dat niciun rezultat. Funcționarul pentru a câta oară a refuzat să scrie cererea de demitere. La cerința participanților la meeting s-a permis să intre o grupă de inițiativă, însă negocierile cu guvernatorul n-a dat niciun rezultat. Funcționarul a refuzat să scrie cererea de demitere. Haideți să votăm în sala de sesiune cererea Consiliului Popular Cernăuți, căci e de ajuns cât am răbdat. Să trecem de la vorbe la fapte. Peste câteva minute, în sala de ședințe, deputații din partea opoziției și opiniei publice au convocat ședința de constituire a Consiliului Popular și s-au declarat unicul legitim în Bucovina. Între timp, presiunea asupra baricadelor durate de lucrătorii organelor de drept creștea. Pentru a preveni distrugerea bunurilor materiale și a încăperii administrației regionale de stat Cernăuți, Mihailo Papiev a acceptat un compromis. În această situație mă adresez ca la niște oameni. Sunt gata să schimb edificiul pe viața și sănătatea oamenilor care se află în ea. Cererea de demisie nu mă pregătesc să scriu. Eu am fost numit de președintele Ucrainei. După aceasta, colaboratorii administrației regionale de stat au părăsit încăperea. Așa au procedat și o parte din lucrătorii organelor de drept. Restul au rămas pentru a nu admite posibilele distrugeri. Au încetat să opună rezistență protestatarei. Un grup de protestatari au intrat înăuntru ca să formeze autoapărarea populară. Cred că vom înnocta aici. Vom face de serviciu. Au apreciat aceste acțiuni și politologii. Este o revoltă a poporului. Poporul nu mai poate răbda. Ce a apărut această agresiune? Mâine, poi mâine, ne putem aștepta la unele acțiuni de drept împotriva acestor oameni care se află aici. În prezent, în incinta administrației regionale de stat, este liniște. După asediu, oamenii au făcut regulă.